În centrele de examen au fost afișate astăzi rezultatele finale după soluționarea contestațiilor la bacalaureatul 2014. Din cei 356 de candidați care au depus contestații, 6 au avut motive de bucurie, deoarece modificarea notei le-a adus promovarea examenului. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sălaj au comunicat rezultatele examenului de bacalaureat după contestații. Promovabilitatea în Sălaj a crescut de la 64,98% la 65,29%. Anul trecut, după contestații, procentul a fost de 58,34%. Decreșterea procentului de promovabilitate a bacalaureatului în acest an, reprezentanții Inspectoratului Școlar se arată mulțumiți. Felicit pe elevii care au reușit să promoveze bacul. Cei care n-au promovat mai au șansă în toamnă, la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Printre candidații din Sălaj care au astăzi motive de bucurie se numără și un absolvent al Liceului Tehnologic Voivodul Gelu din Zalău. El a fost notat cu 5,5 la matematică, 7,55 la geografie, însă a căzut examenul la limba și literatura română. A făcut însă o contestație, iar în urma recorectării lucrării lui de la limba și literatura română, nota i-a fost mărită cu 1,15 puncte, iar cu aceste procente în plus a atins pragul notei 5 și a obținut astfel promovarea. Și o absolventă Colegiului Național Silvania din Zalău poate sărbători astăzi, după ce nota ei de promovare a bacalaureatului a fost mărită de la 9,45 la 9,80. În urma contestației la limba și literatura română, nota ei a fost majorată cu 1,15%. În acest an, din totalul de 356 de contestații câte s-au depus, în Sălaj, după afișarea rezultatelor de la examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2014, au fost admise 165 dintre care cu note mai mari decât nota inițială 62 și cu note mai mici decât nota inițială 103.